În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus. Zicea ieri un frate la adunare de Tineri la Tecuci, de la un alt frate de la adunarea de la Sibiu, că de 100 de ani a început să se rostească, am zice noi, din nou acest minunat simțământ, salut, inspirat, cred, de la Domnul Duhul Sfânt, de slăvit să fie Domnul. Și stând ieri și luând aminte la acest cuvânt, care de 100 de ani se rostește și se dorește ca să poată fiecare om, și am zice noi, cum zice mereu părintele nostru drag Iosif, orice om și orice popor, până acolo a ajuns acest trimis al Domnului, profetul vremurilor noastre, părintele Iosif, cu o lucrare atât de măreață, atât de divină, atât de dumnezeiască, nu religie care omoară, ci credință care învie, care face oameni dumnezei. Și a făcut să poată orice om și orice popor să ajungă la acest simțământ, să-L slăvească pe Domnul Iisus, să-L laude pe El, să-L înalțe pe El, să-L iubească pe El. Auzeam la rugăciune, niciodată n-am vorbit să-L laud pe cineva, dar mi-a plăcut să spun adevărul. Și dacă respectivul nu știe să se smerească, păcatul nu o să fie al meu. Eu am spus adevărul, nu să-l laud, să-l lingușesc, să-l câștig de partea mea, niciodată. Dragul meu, dulcele meu, scumpul meu, iubitul meu, de unde vin toate aceste cuvinte să poți să spui în fața Domnului, că la rugăciune, că în cuvânt, că în viață, că în trai despre Domnul Iisus, atât de minunat, prea dulcele meu, Mântuitor, prea iubitul meu. Prea iubitul meu e unul. Iubiți frați, iubite surori, noi suntem mai în vârstă, dar am fost și tine și am știut ce înseamnă iubirea și prea iubire. Și aș spune așa, referindu-mă la tineri, frați și surori, dacă ajung din anii iubirii, am zice, sau a tinereților, să-L cunoască pe Domnul Iisus, pătrunde-ne o iubire și o preiubire față de Domnul, încât moartea n-are putere asupra lor. Și această iubire față de Domnul și prea iubire crește mereu în tânărul, frate, soră, om, cu scurgerea anilor, pentru el simțământul acela din anii tinereții, a iubirii, când anii tinereții se naște iubirea, e vremea iubirii. Și mereu zicea frate Traian, dragi tineri, dacă reușiți în anii tinereții, când se naște și iubirea,
să ajungeți să-L cunoașteți, să-L primiți pe Domnul și apoi să devină pentru voi prea iubit. Dar scumpul nostru Părinte Iosif, când Duhul Sfânt lucra cu atâta putere prin Sfinția sa, se găseau și oameni potrivnici. Am zice noi, chiar dintre confrații săi, preoți, să-l critique. Să-l bârfească, să-l degradeze, spunând, ce, numai pentru tine, să fim foarte atenți. Pentru omul care n-ajunge ca Domnul Iisus să-i fie stăpân, nu poate să-l numească Domn și prea iubit. Îi spune Hristos, Iisus, vorbește așa la pertu, pentru că n-a coborât puterea Duhului Sfânt peste el, care zice Sfântul Apostol Pavel în Romani, nimeni nu poate să zică Domnul decât prin Duhul. Și îi spunea părintelui Iosif, care mi-este așa de greu să spun adevărul, dar trebuie spus, numai pentru tine e prea iubit, numai pentru tine e dulce, numai pentru tine e scump. El nu înțelegea pentru om, era învățător ca și Nicodim, dar nu ajunsese la taina aceasta măreață a nașterii din nou. De aceea, dacă Domnul Iisus, scumpul și prea iubitul nostru Mântuitor, a făcut această lucrare divină ca să transforme pe un om dintr-un rob al păcatului, chinuit, bețiv, hoț, rău, bătăuș, care înjură, care fură, care minte, plin de zavistie, plin de toate puterile răului. Și Domnul, scumpul nostru Mântuitor, să-l ajute să-l facă un fiu dintr-un rob al păcatului, un moștenitor al împărăției cerului. Numai cel suflet știe cât de mult îl iubește pe Domnul și cum îi spune lui cu toată tăria și puterea, fără nicio reținere, fără nicio rușine, în fața oricui, demn, hotărât, senin, plin de adevăr, care i-o dă puterea Duhului Sfânt prin taina măreață a nașterii din nou, din cuvânt și din Duhul Sfânt. Ea va rămâne în continuare neînțeleasă și de frați care nu-L cunosc pe Domnul prin naștere, și de preoți, și de episcopi, și de mai marilor. Ea este dumnezeiască. Citeam un cuvânt al Părintelui Iosif, și spunea unul dintre, o Doamne, am urât toate păcate, dar știți pe care l-am urât cel mai mult? Mândrie. N-am putut suporta niciodată păcatul ăsta de mândrie, nu știu de ce. Că tu ai o casă mai bună, că ești mai deștept, că ești mai frumos, că ai un ban mai mult și primești în tine o mândrie. Că ai învățat o carte sau două sau nouă. Am spus și la copiii mei, ai grijă pe tine, te paște păcatul mândriei, pe tine albanului și pe tine un altul, să nu mai spun. Fraților, noi nu suntem proroci, suntem oameni simpli,
Dar Duhul Sfânt lucrează cu putere. Și zicea unul dintre învățați, câte frații ostași. M-a durut și pe mine într-un fel, da? Măi, și-a spus un cuvânt, parcă nici nu mai vreau să-l spun. Voi, tu ieri bețivul satului, tu mincinosul, tu hoțul, te-ai apucat tu să-ți spui despre Domnul Iisus? Numai oamenii cu teologie, numai preoți, ei pot să vorbească, nu tu, nu voi. Și spunea frasul ăsta, răspunzând foarte senin, noi am fost rău păcatului și acum suntem copiii Domnului. Noi am fost chinuiți de diavolul și Domnul ne-a salvat și ne-a făcut ai Lui. Și zice acolo Părintele Iosif, cât de adevărat este cuvântul care zice Domnul. Mulțumesc, Tată, că ai ascuns de cei înțelepți și pricepuți și ai descoperit pruncilor, nu prunci micuți, adică oamenilor cu inimă curată și sinceră. Acești oameni pricepuți și înțelepți vor rămâne în continuare mintea care începe să se înalțe presus, presus și nu mai vrea să primească lumina Sfântului Duh, va rămâne în întuneric toată viața și veșnicia după aceea. De aceea mă uit aici peste adunare, peste frați, peste surori. Așa cum am spus și vei spune, sunt un om gelos, enorm de gelos. Pe oastea Domnului să devină frații plini de putere sfântă, de viață curată, de trăire, de umblare cu Domnul, de o sfințenie să poată ceilalți toți să spună și haină te de gol pe fost, și vorba te de gol, și mersul te de gol, că tu ai fost cu Iisus și umbli cu El, zice acolo oamenii câte sfinți apostoli. Așa am dorit. Și așa îmi doresc, până voi închide ochii și voi zice generației după noi, cei tineri, 40, 30, 20 de ani, așa să păstreze lucrarea cu fior dumnezeiesc, fără să fie pierdut pe Domnul Iisus cel răstignit. Să nu rămână, să nu rămânem fără El. Cu El ai totul, fără El. Oricât ai avea, nu ai nimic. Cine îl are pe Domnul, are totul. Cine nu are pe El, nu are nimic. De aceea, mereu am pe conștiință, pe simțământ, pe inimă și minte, această grea răspundere, enorm de grea. Cum să putem în continuare să fim, așa cum auzeam cântarea, nu întâmplător a zis acolo, peste întâi cine? Vestitori. Și urmează după aceea un alt cuvânt. Nu întâmplător, eu meditez orice virgulă, orice punct, orice exclamație, peste ascultători. De ce ne-a spus întâi ascultători și apoi vestitori? Vestitorii au o mare răspundere. O mare răspundere avem. Și am venit aici tot din pricina aceasta a grelei răspundere care trebuie să ne asumăm și să ne așezăm pe umeri să facem lucrarea Domnului cu sens de răspundere. Mult mai mult ca în familie, ca să nu ducă copiii lipsă de haină, de pâine. Să vestești cuvântul cu putere multă, să poate să-l schimbe pe om. Și apoi vine imediat cuvântul peste ascultători. Se poate întâmpla cuvântul să fie puternic, dar să nu fie ascultat. Două se leagă. M-am gândit, iarăși acolo când
a făcut Domnul din robii păcatului. Oameni care s-au uimit, și poliția, și primarul, și toți ceilalți. Cum din acest om s-a putut forma un astfel de om liniștit, calm? Despre acel Valer Mândron care am citit. Spaima satului, bătăușul satului, nimeni nu-i putea sta în față. Dar Îngerul Domnului a cercetat. Valer, tu trebuie să te întorci la oastea Domnului. Tu trebuie să-L primești pe Domnul. Soția lui se ruga mereu. Și aici fac o mică paranteză. Fiți fericiți, bărbați, soți, care aveți soții credincioase. Am vrut să spun un cuvânt mare, să le spălați numai mâinile și picioare. Iar voi, surorile, să nu vă mândriți. Să fiți fericiți și voi, surori, care aveți frați, bărbați, cu naștere din nou. Nu știți să-i prețuiți? O să vie Domnul. O să rămâne singur. Să se plânge după aceea. E prea târziu. Dați-le tot ajutorul să vestească cuvântul cu putere multă. Păstrați-i pe rugăciune. Ajutați-i să ducă vestea bună a Evangheliei. Nu-i împiedicați, nu-i opriți. Mi-aduc aminte de frate Popa Petru Săucan. Soră dragă, ți-a dat Domnul un soț credincios? Ajută-l în vestirea Evangheliei. Așează pe rugăciune când el pleacă în misiune. Nu cârtii că rămâi în urmă copiii și el pleacă. Ai stai și tu plata împreună cu el, acolo în împărăția cerurilor. Ce oameni sfinți au avut, ce vestitori puternici, înflăcărați au avut oastea Domnului. Mă tem acum ce mic sunt și ce nimic față de cei dinainte noastră. Am trăit cu oameni sfinți. Oastea Domnului a avut oameni din aceștia. Mă tem să nu se piardă fiorul, focul, să nu rămânem fără Domnul Iisus cel răstignit, cum spunea Părintele Iosif. Mă uit peste fronturile oastei și nu-L prea mai văd pe Iisus cel răstignit. Dragi surori, ascultați cuvântul, iubiți frați, primiți-L ca din partea Domnului. Nu vine fratele Viorel să vorbească, sau fratele Petru, sau fratele Daniel. Ei au pe conștiința lor această mare și grea răspundere de vestitor a Evangheliei. Nu venim la oastea Domnul să predicăm? Îi sătulă lumea de predicatori. Lumea vrea. Vrea vestitori, vrea mărturisitori, vrea trăitori, vrea împlinitori ai cuvântului. Cum zicea Domnul, nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia mea va intra în împărăția Domnului. Dragilor, fraților, care simțiți că nu L-ați primit pe Domnul, prin taina aceasta măreață a nașterii din nou și apoi a trăirii în smerenie și în sinceritate, rugați-L pe Domnul să nu treacă, să nu treacă vreme. Dragi tine, puneți-vă pe inimă, frați tineri și surori tineri. Mi-aduc aminte anul acel 1981. Nu pot să uit, nu pot să uit. Eram în anii tinereții a iubirii și Domnul s-a îndurat și m-a cercetat și pe mine și m-a făcut să-L iubesc și eu pe El și să-mi devină prea iubit și îndrăgostit, zice acolo înțeleptul Solomon. Prea iubitul meu. Așa a devenit Părintele Iosif, frate Traian. Oamenii care au ajuns să-L cunoască pe Domnul cu adevărat, prin credință, primindu-L pe El, cum sărbătorim și astăzi această sărbătoare a florilor. Poate e prea mult am spus. Să citesc câteva cuvinte de aici, din Părintele Iosif. Zice așa aici, praznicul florilor, ne pune stâlpări în mână ca să plăznuim amintirea acelei zile, cea din tâi și cea din urmă, în care Mântuitorul s-a lăsat să fie sărbătorit pe pământ și a intrat cu triumf în Ierusalim
ca împăratul lui Israel. Să luăm aminte, Împăratul Hristos se apropie acum și de Ierusalimul sufletului nostru. Să ieșim și noi într-o întâmpinare a Lui cu flori, cu stâlpări și cântări de mărire. Florile sunt semnul curăției și al frumosului. Și dacă pământul și are în tot anul o primăvară care îl curăță și îl îmbracă numai cu flori curate și frumoase, și sufletul nostru trebuie să-și aibă în tot anul o primăvară care să-l curățe de păcate, să-l îmbrace cu flori curate și frumoase. Această primăvară a sufletului este postul de curățire și înnoire sufletească al învierii Domnului. Oare ai și tu, cititorul, această primăvară cu flori în suflet? Oare ai și tu, cititorul, către mine zice acum, această primăvară cu flori în suflet? Oare răsărit au flori și stâlpări de curățenie și în sufletul tău? Alcum, cu ce vei întâmpina și primi? Pe Împăratul Hristos. Iată, Împăratul Măririi se apropie să intre în Ierusalimul sufletului nostru. Se apropie să intre în Ierusalimul sufletului nostru. Să nu-l mai lăsăm afară. Să-l primim. Să-l primim pe Domnul Iisus în inima noastră, așa cum ne auzim cuvântul. Câți l-au primit pe El? Le-a dat putere să se facă fii al lui Dumnezeu. Frate, vedeți, eu am 64 de ani. Știu câți ani mai a dat Domnul, n-am 2-3. Dar nu regret după anii trăiți cu Domnul, niciodată. Și merg cu bucurie spre plecare din lumea aceasta. Că Domnul s-a îndurat și de mine. M-a făcut și pe mine dintr-un rob al păcatului, un copil al Său. Un moștenitor al împărăției veșnice. Și ne vrea pe toți. Cât e de bun Domnul. Cât ne vrea El să fim ai Lui. Nimeni să nu mai sufere, să nu mai fie trist. Nimeni să nu mai plângă. Pentru aceasta vine Domnul Iisus. Ca să ne salveze pe toți de sub puterea satanei. Și să ne facă moștenitorii împărăției cerului. O, ce bucurie! O, cum să nu-i spun prea iubitul meu când El a murit în locul meu. Vorbind pământește, când cineva suferă în locul tău, cum să nu-l iubești? Cum spunea de acel om, Dumnezeu, de ce tot treci mereu și te duci acolo, la acel mormânt? Pentru că eu trebuia să fiu aici, acest om a murit în locul meu. Și noi am ajuns la această stare, să-L iubim pe Domnul Iisus, că a murit în locul meu. Și prin credința, prin primirea în El, eu trăiesc veșnic, veșnic și iar veșnic. Fraților, surorilor, poate nu-i cuvântul plin de putere, de simțământ, de fior, ca să trezească în inimile ascultătorilor dorul după Domnul, aprinderea, învierea, înfierea, dragostea față de Domnul Iisus, să miște inimile celor care ascult. Doamne, trimite lucrările Tale, oameni plini de Duhul Sfânt, să Te mărturisească cu multă putere, ca toți să înviem la o viață nouă. Mai citesc câteva fraze și o să încheiem. După ce am postit și ne-am mărturisit, acum sosește taina cea mare a Sfintei Cuminicături, adică însuși Hristos va intra în casa sufletului nostru. Parcă iarăși un cuvânt greu spus. Zice acolo, chiar dacă ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și noi rămânem în păcate, este greu de noi. Să avem și noi mare grijă, mare grijă la viața noastră de trăire cu Domnul, chiar dacă merge și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Sosesc Paștele. De asta, într-o săptămână, sărbătorim mare sărbătoare în Învierii. Și praznicul acesta trebuie să-l aștepte tot creștinul, cu sufletul curat și curățit de păcate. Ce frumos o casă curată,
îngrijită, o haină curată, îngrijită, o masă. Ce frumos este! Dar când sufletul se curățește, ce frumos arată, ce plăcut! Trupul acesta îl vrem mereu curat, haină o vrem curat, dar sufletul din noi, cât îl vrem de curat? Inima noastră, cât o vrem de curat? Să ținem mai mult ca la trup. Este bun și trupul, dar mult mai mult e bun sufletul să ne păstrăm curat. Este o datină bună ca tot creștinul să aștepte învierea având casa curată și orânduită. Este parcă ceva ce ne îndeamnă să simțim că fără casa curată, văruită și împodobită, nu vin paștile. Vedeți? Același lucru trebuie să-l facem și pentru casa sufletului nostru. Acum, pe când sosește învierea, căci doară și casa sufletului are lipsă de curățenie. Câte gunoaie de păcate nu se strâng într-un an în el. Să ne curățim dar și casa sufletului nostru și să o împodobim cu florile curăției ca să intre în ea cine? Domnul Iisus. El să fie slăvit, El să fie înălțat. Toți să-L putem pe El slăvit cinstit și preamărit. Slăvit să fie Domnul Iisus. În numele Tatălui.